În 92 începem să conturăm ansamblul. Haideți să vedem. Perfect, avem partea laterală și haideți să vedem ce vom face cu ea. Luăm ansamblul caroseriei, îl punem din nou cu capul în jos. Și conform manualului, piesa aceasta vine undeva în lateral, dar nu mai știu dacă e stânga sau dreapta. Conform desenului din revistă, o vom orienta cu fața spre dreapta, ușor, așa. Folosim șuruburi BM ca să adăugăm piesa aceasta în această zonă, ranforsând și mai tare caroseria. Bun. Vom folosi 4 șuruburi BM. Nu știu dacă să întorc macheta în direcția aia sau nu. Aș prefera la început nu. Dar pe lateral sunt 4 găuri. Și încercăm să lucrăm prin astea. Bun, acum totuși o întorc pe lateral ca să vă arăt totuși cât de bine se combina macheta cu originalitatea machetei, cu originalitatea mașinii. Avem aici această dungă, ok, și partea asta ranforsează de fapt grinda asta centrală de prindere. Iar acum în ultim pas, singurul lucru ce avem de făcut este să adăugăm acest ornament și încercăm să ținem cont de poziția șuruburilor. Se vede că este puțin decupat, deci nu se poate adăuga oricum, așa că atenție la orientare. Și acum vom adăuga încet grinda crom. Se așează impecabil. Trecem la numărul 93.